Deci vreau să vă aduc la cunoștință câteva informații ce țin de reluarea procesului de votare în 4 birouri electorale în afara țării. Vorbim despre biroul electoral de la Paris din cadrul misiunii, vorbim de la biroul electoral din Moscova, Federația Rusă din incinta ambasadei, biroul electoral din Padova și biroul electoral din Bolonia. În aceste 4 birouri electorale, înainte de timp, s-au terminat buletinile de vot. Deci numărul cetățenilor doritori de a vota a fost și este mai mare decât numărul de buletine de vot solicitate pentru aceste birouri electorale în afara țării. Birourile electorale au ieșit la Comisia Electorală Centrală cu inițiativa de a extinde posibilitatea acestor cetățeni de a participa la votare prin următoarea formulă. Deci cetățenii respectivi vor putea vota, expune votul pe foaie blanc, care va fi colectată într-o urnă separată și întocmit un proces verbal separat. Aprecierea juridică a tuturor activităților respective va fi în viziunea noastră ulterior dată de instanța responsabilă de validare a legilor. Noi am acceptat o asemenea metodologie propusă, dat fiind faptul că am considerat că realizarea dreptului de a vota a cetățenilor Republicii Moldova este un drept constituțional prioritar, stabilind prin hotărârile acelor birouri electorale, 4 birouri, stabilind prin hotărâri procedura de participare la votarea acestor. Remarc, noi nu am dat și nu dăm acum nicio apreciere juridică acestor evenimente. Urmează noi în modul stabilit să colectăm, să totalizăm aceste date și ulterior Curtea Constituțională să dea apreciere juridică acestui pas.